Ne vom bucura de un ansamblu care a scris adevărate pagini de istorie în folclorul bănățean. Și trebuie să vă spun că primul director al acestui ansamblu, Boldea Velișcu, este unul dintre cei mai cunoscuți cârmuitori de ansamblu și un profesionist desăvârșit. Dumnezeu să-l odihnească acolo de-a dreapta sa. Mai apoi, munca aceasta frumoasă, artistică, a preluat-o domnul Gheorghe Țunea, Gică Țunea, pentru toți prietenii și iubitorii de folclor. Acum a revitalizat acest ansamblu de la Poale de Semenic domnul profesor Ioan Benga. Și iată-i prezenți pe cei care formează colectivul ansamblului Semenicu din Reșița la ediția jubiliară cu numărul 30 a Festivalului Inimilor. Ne vor prezenta, așa cum este și firesc, o suită de orchestră, Dâmbanatul de Munce, așa cum bine spune cel care semnează conducerea muzicală, adică Petrică Vița. Mai apoi vom urmări o suită de dansuri, tot Dâmbanatul de Munce, a cărei coreografie poartă semnătura lui Simeon Dragalina, un coreograf foarte apreciat, nu numai în Banat, ci și dincolo de fruntarile Banatului. Iar mai apoi, o voce inconfundabilă a Banatului de Munte, pe care o iubește, așa cum îmi place mie să spun, tătnatul de la un capăt la altul și vine cu inimă pentru inimă, cu cântec bănățean. E vorba de Ramona Vița, ansamblul Semenicul din Reșița. Thank you.
lumea asta nu mă vală. Cu ea omul se șală. Vine prelung și le până voi vora să joacă.
interesată voie treabă. S-au pornit nicile să trec cu zâșile, fără voi ora să joacă. Toți de lăsată voie treabă, de lumea voastră frumoasă, întorceți-vă acasă. Satul-i urât fără voi, întorceți-vă la voi. Acasă, locul vostru-i gol la masă, și casa-i plină de dor, nu-i mai larmă în obor. La prânz duminica în casă, locul vostru-i gol la masă, și casa-i plină de dor, nu-i mai larmă în obor. De lumea voastră frumoasă, întorceți-vă acasă. Satul-i urât fără voi, întorceți-vă înapoi. Veniți de unde ați fi, până-i poște vă izbi. Aici rai pe pământ și la aia dragi vă poartă vin. We'll be right back.
Timișoara, în contextul capitalei culturale europene, are o mare fală în existența unui ansamblu care împlinește 50 de ani. Ansamblul Acut Mladost din Timișoara, care ființează pe lângă Uniunea Sârbilor, de aici, de la noi, din Banat, din Timișoara, și care, iată, împlinește 5 decenii de viață. Sigur că ne bucurăm foarte mult că aici, la noi, în Câmpia Banatului, românii și sârbii sunt frați adevărați, în cântec, în joc și în simțire. De aceea, cu mare drag, am invitat ansamblul Acut Mladost pe scena Festivalului Inimilor. Ansamblul ne va prezenta o suită de dansuri sârbești de dincolo de fruntarele Banatului. Coreografia este semnată de Milorad Lonić din Serbia, celebru coregraf, iar cârmuitorii acestui ansamblu absolut minunat sunt frații Senadin și Sretko Krstić.
Ne mândrim de asemenea cu faptul că avem prieteni în țara de basmă a Maramureșului, ansamblul folcloric național Transilvania din Baia Mare, ansamblu pe care astăzi îl primim cu brațele deschise la Festivalul Inimilor. Și trebuie să vă spun că au venit cu adevărată poveste de cântec, de joc. Ne vor prezenta o suită din Oaș, intitulată sugestiv Mărie Oșanca Me, apoi în Maramureșul Voievodal, cu o suită de dansuri, au și trei soliști, foarte buni, de fapt, trei soliste cu glasuri frumoase și curate. Pe una din ele o cunoașteți foarte bine, cei din Timișoara și nu numai, cei din Banat, pentru că este laureata mai multor festivaluri de ținută, festivaluri concurs de ținută de la noi de aici din Banat. Se numește Silvia Timiș și doinește într-un fel anume că o să vă ajungă la inimă, acolo unde și trebuie să ajungă cântecul și doina românească. Mai apoi, Bianca Botișan și Diana Topan. Ne vom bucura și de o suită de orchestră chioreană și își vor încheia programul prietenii și colegii noștri maramureșeni cu un dans din țara Chioarului. Ansamblul folcloric național Transilvania, care la începuturi a purtat numele de Maramureșul, se află sub tutela Consiliului Județean Maramureș și a venit la noi și cu orchestră, așadar și cu corp de balet, dar și cu soliști. Orchestra este condusă de Eduard Albina. Amprenta pe toate suitele de dansuri, o să vedeți că îl simțiți pe Emil Miheț și o să-l și vedeți jucând alături de dansatorii domniei sale. Iar cea care este inima, pentru că folosesc foarte des inimă, suntem la Festivalul Inimilor, nu? Iar cea care este inima acestui ansamblu profesionist și frumos se numește Iuliana Dâncuș. Așadar, primiți cu brațele deschise pe frații Dulci din Maramureș. Thank you.
acasă, n-am pe nimeni, căci copții mi-au plecat. Vai, sunt gură, m-o lăsat. Vai, cât mi-o mai fost e greu, că am avut bărbatul rău, că am avut după ce mari i-am făcut, eu le-am dat tot ce-am avut. O mamă atâta e bună, până da averea din mână.
Jesus.